RC Gura Humorului a reușit prima victorie în play-out-ul Ligii Naționale de Rugby după ce s-a impus pe stadionul Tineretului în fața celor de la RC Bârlad cu scorul de 23-17. Echipa antrenată de Andrei Varvaroi a câștigat întâlnirea datorită punctelor marcate de Robert Ciolan, Claudiu Cuciureanu și sud-africanul Andrei Rohan Schwartz, fiecare cu câte un eseu, și Ciprian Nichitean cu două lovituri de pedeapsă și o transformare. În schimb, CSM Bucovina Suceava a cedat pe stadionul Unirea în fața celor de la CSN Vodari cu scorul de 15-75. Echipa antrenată de Marcel Crățuleac a marcat toate punctele în repriza secundă prin Andrei Tepșanu și Lucian Preutescu, fiecare cu câte un eseu, Sabin Creț o lovitură de pedeapsă și Alexandru Muraru o transformare. În celelalte meciuri ale etapei a treia din Liga Națională de Rugby s-au înregistrat următoarele rezultate: Universitatea Cluj, CSU Alba Iulia 86-5, Știința Petroșani, RC Grivița 19-12 și Politehnica Iași, CSM Galați 27-3. Etapa următoare programează la începutul lunii octombrie meciurile RC Bârlad, CSM Bucovina Suceava și CSM Galați RC Gura Humorului.